sunt construite casele în termen record, practic într-o săptămână casa este asamblată, urmează doar finisajele interioare și exterioare. Însă presupune și o muncă în fabrică, care pentru o casă de 100 de metri pătrați ar dura cam 3 săptămâni, în funcție de modelul și complexitatea casei. Anatol Malanci a studiat în Canada, după care timp de 14 ani a muncit într-o companie internațională cu sediul în Olanda. Acum 3 ani, moldoveanul a decis să aducă practicile europene în Ștefan Vodă. M-am asociat cu un prieten olandez care a avut ideea de a construi case după tehnologie patentată în Olanda. Construim case eficient energetic. Tehnologia presupune asamblarea mai multor materiale eficiente, sustenabile. Ca să execute perfect lucrările, angajații au făcut și cursuri speciale de inginerie în străinătate. Le construim ca și piese de Lego, foarte, foarte minuțios inginerizate. Toate piesele sunt făcute cu precizie maximă, practic la milimetru. Cel mai utilizat material pentru construcția caselor este lemnul tratat. Acesta este strungul care tăiem lemnul exact, dacă am dimensiunile exacte. El este regulat rigla. Primim măsura exactă. Cum ne trebuie după carcasul? Lemnul trebuie să fie uscat în primul rând. Îl alegem de coajă, scoatem ce este rău din trânsul, lăsăm numai așa și este bun. Iar timp de câteva săptămâni, piesele pentru asamblarea unei case noi sunt gata. În cazul de față, fragmentele vor ajunge în Olanda. Ceea ce vedeți în spatele meu sunt toate elementele pentru o casă care urmează să ajungă în Olanda. Deci pe o suprafață aici, care vedeți cam de 20 metri pătrați, se află o casă în format de piese Lego, care va fi de total de 160 de metri pătrați. Anatol Malanci este convins că locuințele pe care le creează sunt rezistente, iar țările nordice practică această tehnologie de 10 de ani. Atât calculul de rezistență la foc, la umiditate, la cutremur, deci sunt toate calculate bine. Până acum, moldoveanul a construit 10 de case, atât în localitățile din Republica Moldova, cât și în mai multe țări europene.